statului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru Consiliul Local la alegerile locale din data de 27.09.2020. 1. Ișvan Cristian Dorin, propus de Partidul Național Liberal. Jura Ion, propus de Partidul Național Liberal. Dincea Ionel, propus de Partidul Național Liberal. Jura Cosmin Martin, propus de Partidul Național Liberal. Pornea Martin, propus de Prof. Caraș Severin. Cornea Pătru Dumitru, propus de Prof. Caraș Severin. Voin Ion, propus de Prof. Caraș Severin. Jura Martin, propus de Prof. Caraș Severin. De asemenea, validează mandatul de consilier local al numitului Buc Eugen Ion pentru Consiliul Local al Comunei Zurlențu Mare, propus de Partidul Național Liberal, în loc, la poziția 1, în locul domnului Ișvan Ion Marius. Aceasta este componența noului Consiliu Local, validat prin încheierea care a rezultat citirea. Acum o să trecem la depunerea jurământului. O să vă spun procedura. Domnul președinte de ședință, o să-i citiți în ordinea alfabetică pe fiecare consilier și cum vă auziți numere, vă rog să mergeți la această măsuță, puneți mâna stângă pe Biblie și depuneți și citiți jurământul. Și acolo este fix, o să vă rog să-l și semnați. Un exemplar rămâne la dumneavoastră, unul să-l iau. Cornea Martin. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zurlențu Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ișvan Cristian Dorin. Vreau să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii comunei Zurlențu Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jura Cosmin Martin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zurlențu Mare. Așa să mă ajute Dumnezeu. Voin Ion.
bună credință tot ceea ce este putere și pe ce treabă să spune o fiecare cum ne zvânt la așa și pe Dumnezeu. Buchi Eugen Ion. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință pentru puterea și puterea mea, pentru binele comune și dorințele mele, așa să mă ajute Dumnezeu. Jura Ion. Jur să respect Constituția și țările și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului comunei Dolențul Mare, așa să mă ajute de mine. Eu și gata. Prima etapă, așa cum vă spuneam acum, a desfășurării ședinței s-a încheiat. O să trecem la partea a doua, propunerea jurământului de către domnul primar. Am rugămintea ca domnul consilier cel mai tânăr, așa spune legea, să dea încheiere, citire încheierii de validare a mandatului de primar. Încheierea civilă numărul 2739, ședința Camerei de Consiliu din data de 15.10.2020. Instanța constituită din președinte Mărieș Rareș Flaviu, grefier Pavel Adriana Mădălina. Pe rol se află soluționarea sesizării biroului electoral al circunscripției numărul 77, Zărlențu Mare, având ca obiect validare primar. Cercetarea judecătorească a avut loc în ședința Camerei de Consiliu din data de 14.10.2020, întocmindu-se încheierea de ședință de la acea dată, care face corp comun cu prezenta hotărâre, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 15.10, când a hotărât următoarele. În fapt, așa cum reiese din procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, întocmit de către circunscripția electorală numărul 77, Zolențu Mare, județul care a Severin. În urma centralizării voturilor și stabilirii rezultatelor alegerilor a fost declarat primar domnul Ișvan Ion Marius, candidat din partea Partidului Național Liberal, care a obținut un număr de 576 de voturi din totalul de 1134 voturi valabile exprimate. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște, admite cererea formulată de petentul birou electoral de circunscripție 77 Zărlențu Mare, având ca obiect validare primar, iar pe cale de consecință, în baza articolului 149 aliniatul 1 din ordonanța de urgență 57 din 2019, validează alegerea domnului Ișvan Ion Marius, CNP 1800-616-71, cu domiciliul în satul Zărlențu Mare, comuna Zărlențu Mare, numărul 617, județul Caraș Severin, candidat din partea Partidului Național Liberal în funcția de primar al comunei Zărlențu Mare, județul Caraș Severin. Încheierea se comunică de îndată prefectului județului Caraș Severin și secretarului general al comunei Zărlențu Mare, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea încheierii la sediul UAT Zărlențu Mare în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu drept de apel în termen de 2 zile de aducerea la cunoștință publică, cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la tribunalul care a Severin. Executorie, pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijloc mijlocirea grefei instanței astăzi, 15.10.2020. Da, mulțumim, domnul consilier. Domnul primar, vă rugăm să vă depună de unii. Subsemnatul Ișvan Ion Marius, primar al comunei Zărlențu Mare, în conformitate cu prevederile articolului 117 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 pe 2019 privind aprobarea codului administrativ,
cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zolențu Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu vă urez succes în continuare Consiliul Local, domnului primar. Prefectura știți unde e. Mulțumim de suflet. O să ne rugăm, indiferent de orice emiteți actele pe care le emiteți la noi. Deși la vremea respectivă, în anul 2016, când eu am preluat mandatul de primar, nu a fost nimeni să trăia ceva în viurile aceasta. Eu totuși am putut la cuvință să fac un proces de bat și să predau tot ceea ce am avut eu și ceea ce ține de mine în biroul primar. Acolo se regăsesc tot ce am avut eu, inclusiv proiectele care se află în desfășurare și urmează să se facă și sper că noi echipă să le poată duce mai departe, de ce nu se facă și alte proiecte noi. Asta rămâne de văzut. Duceam pe aceasta, am pregătit un succint proces de bar, care îl rog pe domnul primar să, dacă bine vrește, să se văd. Toate lucrurile sunt în birou, mergem și vedem. O să luăm după plecarea. Eu vă invit în birou și după aceea o să vă las să vă treceți. Dacă mai vrea cineva, are un cuvânt. E liber, suntem la diversă, cum ziceți la asta. Să se dați procesul de bani. Eu o să vă spun ceva. După, prefectul o să vă comunice un ordin. În baza acestui proces verbal pe care eu o să ridic acum, de ședință, o să vă comunice un ordin cu privire la constituirea Consiliului Local. Așa prevede legea, deci nu mai se dau acele hotărâri de Consiliu, știți la început. Să dăm un ordin care prevede acest lucru. Vă mulțumim. Și noi vă mulțumim. Por la tea. Bine, Let's go, Trinidad!